Deși s-ar fi dorit reamenajarea portului de ambarcațiuni din Galați, planurile municipalității s-au schimbat radical. Specialiștii din cadrul primăriei au decis că în zona actuală de pe Dunăre, în care se pot ancora vasele de mici dimensiuni, nu este sigură din cauza factorilor externi. Din această cauză s-a decis relocarea portului. Chiria în funcție de lungimea ambarcațiunii, nu de capacitatea motorului, până la 6 metri costă, eu vă spun prețurile fără TVA acum, până la 6 metri lungime costă 302 lei. Pe lună, lunar. De la între 6 și 9 metri 463 de lei, peste între 9 și 12, că am avut un velier mare aici, costă 664 de lei. Deci astea sunt prețurile, majoritatea sunt cu ambarcațiuni până în 6 metri. Dar ce depășesc, tarifele sunt fixate de primării, deci nu sunt fixate de noi. Portul ar fi trebuit să dispună de 80 de locuri de ancorare. În 2010, inundațiile au stricat o parte a complexului, iar în 2012, gheața de pe Dunăre a distrus mai mult de jumătate din port, rămânând doar 30 de locuri pentru ambarcațiuni. Din cele 21 de contracte semnate între primărie și proprietari, mai sunt valabile doar 8. De-a lungul timpului au existat mai multe inițiative pentru reabilitarea portului de mici ambarcațiuni din Galați. Din păcate s-a ajuns la concluzia că el se află într-o zonă nefavorabilă, să zicem așa. Acolo există o serie de fenomene ce țin de natură, dovada faptului că în 2012, după inundații și sloiurile care au curs pe Dunăre, s-au produs acele pagube. În acest moment, specialiștii primăriei municipiului Galați lucrează la un plan de relocare a acestui port de mici ambarcațiuni. Așadar, se dorește ca acesta să fie mutat într-o zonă care să fie mai ferită. Se vor găsi ulterior sursele de finanțare, până atunci însă vom funcționa cu ceea ce avem în acest moment. Proasta amplasare a dus la pierderi considerabile. În 2016 au fost înregistrate încasări de aproape 18.000 de lei și pierderi de peste 66.000 de lei.